La congres, conform celor discutate în Comitetul Executiv, primul punct va fi acela de a se aduce o serie de modificări ale statutului. Pentru că în Comitetul Executiv s-a discutat și s-a propus ca în această perioadă, la nivelul județelor și a organizațiilor teritoriale, să se vină cu propuneri de modificare a statutului. În ce sens sau ca idee, comentariile au fost dacă să se reînființeze funcția de președinte executiv sau prim vicepreședinte al partidului, conform actualului statut, atât președintele partidului, dar și vicepreședinții și secretarul general, toți sunt aleși de către Congres. Au fost idei și propuneri ca în Congres să fie ales președintele partidului și eventual secretarul general, iar vicepreședinții pe domenii de activitate să fie aleși de către Consiliul Național. În orice caz, s-a combătut ideea de a se veni cu candidatul la președinție cu echipă în spate, ceea ce ar duce la fracționarea, ca idee, la fracționarea partidului.